fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru Reghineni la adresa de e-mail info@tartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Farmaciștii între Ciocan și Nicovală. Pragurile unităților sunt călcate de reprezentanții Ministerului Sănătății, care verifică respectarea regimului eliberării medicamentelor pe rețetă. Pe de altă parte, farmaciștii sunt presați de clienți să le ofere produse chiar dacă nu prezintă prescripție medicală. Este vorba despre antibiotice, analgezice și psihotrope care se pot elibera doar pe baza indicației scrise a medicului. Obiceiul românilor de a se trata după ureche îi aduce pe farmaciști în pragul disperării. Angajații farmaciilor din zona Reghin se plâng că pacienții le solicită insistent medicamente pe care nu le pot elibera decât pe baza prescripției medicale. Când sunt refuzați, nu puțini reacționează în mod necuvincios și chiar se ajunge la jigniri. Unii sunt înțelegători, da? Când le spunem aveți nevoie de prescripție și de consultul medicului. Sunt înțelegători unii. Alții ripostează, te amenință, ba de multe ori te acuză și îți spun că ei știu exact ce boală au și știu exact ce medicament le face bine. Farmaciștii reghineni spun că cele mai solicitate pastile fără prescripție medicală sunt antibioticele, pentru care unii pacienți nu acceptă nici măcar îndrumările de utilizare oferite de specialiști. Tabletele pentru dureri sunt și ele solicitate, la fel cum unele persoane vor să cumpere psihotrope recomandate în cazul tulburărilor psihice. Se adresează în farmacie și este o mare modă să ceară antibiotice. Pentru orice tip de afecțiune, ei cred că antibioticele le rezolvă situația și problema. Se solicită analgezice multe, la fel și acolo este nevoie de prescripție și de un control la un medic și de sfatul medicului în principal. Și adeseori se solicită chiar psihotrope. Faptul că a luat o dată s-a simțit bine, pentru orice afecțiune pe urmă minoră, recurge din nou și crede că în farmacie va primi aceste medicamente fără prescripție medicală. Angajații farmaciilor sunt nevoiți să nu se lase intimidați de clienții insistenți. În caz contrar, se pot trezi cu dosar penal. Ministerul Sănătății a anunțat că verifică farmaciile din țară cu privire la respectarea regimului eliberării medicamentelor pe rețetă. Un bărbat și o femeie din județul Gorj au ajuns în instanță la Târgu Mureș pentru șantaj și fraudă informatică. Cei doi au fost identificați de personalul specializat al IPJ Mureș în urma cercetărilor efectuate. Victimele suspecților erau persoane care administrau diferite site-uri sau pagini web. Dacă credeați că nu există fraudă informatică la noi în județ, vă puteți reconsidera părerea. IPJ Mureș anunță că a dat de urma două persoane din Gorj suspectate de șantaj și fraudă informatică. Începând de anul trecut și până în prezent, cadrele Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate și Terorist Târgu Mureș, sub supravegherea unui procuror din cadrul DICOT Târgu Mureș, au desfășurat activități specifice pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a unor persoane implicate în săvârșirea infracțiunilor de șantaj și fraudă informatică.
informatică. Victimele acestora erau persoane care administrau diferite site-uri sau pagini web. În urma cercetărilor efectuate, autorii au fost identificați în persoana unui bărbat și a unei femei, ambii din județul Gorj. Potrivit specialiștilor care au instrumentat acest dosar penal, modul de operare al infractorilor era acela de a lansa atacuri informatice de tip DDoS asupra sistemelor informatice utilizate de persoanele vizate, care nu cedau șantajului de a posta pe site-ul sau pagina web pe care le aveau în administrare diferite banere publicitare. Acest tip de atac informatic constă în încercarea frauduloasă de a indisponibiliza sau bloca resursele unui calculator prin trimiterea unor pachete mari de date care conduc în final la o suprasaturare a sistemului informatic țintă. Prin rechizitoriul întocmit de către procurorul de caz, bărbatul și femeia au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și fraudă informatică. Absolvenții clase 8-a care nu au reușit să intre la liceu au avut ultima șansă astăzi. Cea de-a doua etapă de repartizare computerizată s-a încheiat. Calendarul de admitere mai cuprinde încă o fază, dar care nu se va realiza computerizat, ci direct în licee, urmând ca noul an școlar să debuteze pentru elevi pe data de 16 septembrie. Admiterea în liceu 2013, etapa a doua, s-a finalizat astăzi. A fost ultima zi în care absolvenții de clasa a 8-a care nu au reușit să prindă un loc la liceu au putut opta pentru locurile rămase libere. De această dată s-au putut înscrie candidații rămași nerepartizați în 16 iulie, cei respinși la licee și clasele care au organizat probe de aptitudini și cei care nu au participat la prima repartizare. Procedura a fost aceeași ca în prima etapă. Elevii împreună cu părinții și diriginții au completat opțiunile, cât mai multe. Acestea s-au introdus în programul computerizat care distribuie candidații în funcție de medii și opțiunile înscrise. Admiterea în liceu nu se încheie acum. Directorii de gimnazii atrag atenția că mai urmează o fază, la începutul lunii septembrie, care va oferi o nouă șansă celor care nu reușesc nici acum să fie repartizați. A treia etapă, la care nu mai lucrăm în aplicație, acolo deja se duc și își exprimă opțiunile la inspectorat. E vorba de corigenții de peste vară de la clasa 8-a sau alte cazuri deosebite. Directorii cred că elevii care nu au fost admiși la niciun liceu în prima etapă de repartizare au greșit în completarea opțiunilor. Fie au scris prea puține, fie nu s-au orientat după media de admitere. Rolul părintelui este să fie el obiectiv și al dirigintelui să încerce să-i spună adevărul. Trebuie să îmi cunosc copilul și să-l orientez în așa fel încât tot ceea ce urmează viața lui, pe termen scurt sau pe termen lung, să-i fie de folos, să-i fie drag a face. Dacă totul decurge bine pentru candidați și sunt admiși chiar și în a treia etapă, se pot pregăti pentru noul an școlar 2013-2014, care va începe pe data de 16 septembrie. Profilul de liceu destinat prelucrării lemnului pierde din popularitate. La Colegiul Silvi Gurghiu mai e nevoie de 15 elevi pentru a se realiza clasa a noua. În caz contrar, școala riscă să piardă o finanțare prin programul SAPARD. În plus, conducerea colegiului constată cu tristețe că din considerente financiare nu se mai înscriu elevi din toată țara, doar din zonă și din județele limitrofe. Asta în ciuda faptului că există doar 6 licee silvice în România. Deși ne aflăm într-o zonă propice, studiul prelucrării lemnului în liceu devine tot mai puțin atrăgător pentru adolescenți. S-a văzut asta la admiterea din acest an la Liceul Tehnologic Lucian Blaga, dar și la Colegiul Silvi Gurghiu. Școala de pe Valea Gurghiului, cu o tradiție de 120 de ani, riscă să piardă o finanțare prin fonduri SAPARD dacă până la debutul anului școlar nu se mai înscriu 15 elevi în clasa de profil prelucrarea lemnului. Acest profil este neapărat necesar ca să-l pornim, respectiv această clasă, deoarece suntem inclus într-un program de dezvoltare pe bani europeni, respectiv pe fonduri comunitare, un program SAPARD, care ne obligă ca până în 2017 să urmăm aceste cursuri de prelucrare a lemnului, respectiv pregătirea elevilor în acest domeniu. Chiar dacă a doua etapă de admitere în liceu s-a încheiat astăzi, conducerea unității nu are nicio certitudine decât în momentul în care se înscriu elevii. Din fericire, la celelalte profiluri, situația ocupării locurilor este mai bună. Am avut 3 clase, mai exact în jur de
60 de elevi în două clase la profilul de silvicultură și s-au mai înscris în prima etapă de înscrieri în clasa noua la prelucrarea lemnului 9 elevi, dar avem promisiuni încă 2 elevi ca să mai vină. Așteptăm ca să ajungem numărul limită de 28-29 de elevi pe profil. Conducerea Colegiului Silvic din Gurghiu mai constată cu gust amar că, din considerente financiare, în ultimii ani elevii n-au mai venit din toată țara, ci doar din zonă și județele limitrofe. Din păcate, în ultima perioadă, aceste elevi vin doar din, putem spune, doar din zonele apropiate, respectiv din regiunile, din alte județe, foarte apropiate de județul Mureș. Vorbesc de zona Sibiului, Mediașul sau din Harghita, din zona Topliței. În România există 6 colegii silvice, iar cel din Gurghiu este unul dintre cele mai vechi, cu o tradiție de exact 120 de ani. Ca dovadă a calității învățământului de aici, anul acesta școala a reprezentat cu cinste țara la concursul european de silvicultură. Primăria Gurghiu este în febra investițiilor. Asta pentru că tot mai multe proiecte sunt în desfășurare în ultimul timp. Astfel se dorește reabilitarea dispensarului medical și a unor drumuri comunale și străzi laterale. Cel mai îndrăzneț proiect de viitor este însă alimentarea cu apa a localităților Orșova Pădure și Orșova Sat, la care administrația locală deocamdată doar speră. Înainte de a intra în detalii, trecem pe la redacția economică pentru a afla de la Marcela German ce ne-a pregătit pentru astăzi la Jurnalul Economic. Bun găsit! Astăzi la Jurnal Economic vă spun părerea conducerii Baroului de Avocați Mureș cu privire la majorarea taxelor de timbre. Se pare că acestea alungă clienții, dar există și vești bune pentru justițiabili când vine vorba de sumele pe care le-au de achitat. Detaliile vi le ofer mai târziu, atunci când vă spun și că aproape 80% dintre tinerii români vor să lucreze în străinătate, în special din cauza salariilor prea mici din țară, arată un studiu recent. Nu ratați Jurnalul Economic pentru a afla ce mai relevă acest studiu. Primăria Gurghiu este foarte activă la capitolul investiții, al căror număr crește cu fiecare an. Primarul Laurențiu Boar spune că este mulțumit de starea în care se află acum comuna, mai ales pentru că sunt în derulare foarte multe proiecte. Am alocat din bugetul local sume pentru reabilitarea dispensarului medical Gurghiu, reabilitarea căminului cultural Comori, reparații drumuri comunale și străzi laterale, tratament bituminos pentru cele două drumuri asfaltate Gurghiu-Glăjărie, Gurghiu-Orșova pe o distanță de 18 km. Pe viitor, primarul speră la construirea unei case mortuare, a unui teren de sport polivalent în Glăjărie și reabilitarea celor 6 cămine culturale din comună. Cel mai mare plan este însă alimentarea cu apă potabilă a localităților Orșova Pădure și Orșova Sat. Proiectul se întinde pe o perioadă de aproximativ 5 ani. Cel mai mare proiect pe care îl începem anul ăsta este alimentarea cu apă potabilă a localităților Orșova Pădure, Orșova Sat, Comori, Gurghiu. Administrația locală din Gurghiu speră să realizeze toate aceste investiții pentru confortul sătenilor, dar și pentru a crește potențialul turistic al zonei, oferind vizitatorilor toate condițiile de ședere plăcută. Până la iarnă mai este, dar gospodinele s-au apucat deja de aprovizionare. Vor să-și umple cămara cu dulceață, murături sau bulion. Cine cumpără materie primă de acum, face economie. Comercianții spun că prețurile sunt mai mici în această perioadă. Încă de la primele ore ale dimineții, piața de joi a fost luată cu asalt de reghineni. Chiar dacă suntem în toiul verii, iar roadele toamnei nu au apărut pe tarabe, de frica efectelor secetei și prețurilor mai ridicate, reghinencele se grăbesc care mai de care să-și facă provizii pentru iarnă. Forfota este mare încă de la primele ore ale dimineții la tarabele cu legume și fructe din piața de joi. Caisele sunt la mare căutare în această perioadă și unii și alții știu că din cămară pentru iarnă nu trebuie să lipsească dulceața. Așa că gospodinele au dat iama la standurile cu cele mai bune produse de sezon. A, bineînțeles, a făcut deja dulceață de căpșuni, de vișine. Câte borcane? Păi 20 din fiecare. Încă nu cred că o să fac din prune, că nu prea sunt în anul ăsta prune, așa că m-am grăbit din timp să fac din ce produse mi s-au făcut până acum prin grădină. Niște ardei și niște fasole. Pentru ce? Pentru iarnă. Deja vă pregătiți? Da. Și cum vi se par prețurile?
Bune, bune, cam deodată bune. Ce preț ați cumpărat? Roșii, ardei la 2 și roșiile la, iar la 2, castraveți la 1 leu. Cum vi se par prețurile? Cum? Acum la caise sunt mai mari, au fost și mai puțin. Cam cât ar trebui să scoatem din buzunar pentru a ne pregăti dulceața? Păi depinde acum cât de multă dulceață mănânci. Noi nu prea mâncăm mult, așa că mai puțin. Cam la câte borcane? Păi cam la vreo 6 borcane, mai mult nu mâncăm. Destul de bun în timpul ăsta. Și caisele? Și caisele. Agricultorii și-au expus marfa cu prețuri pe măsură pentru toate buzunarele și au așteptat să facă vânzare. Vinete, ardei, roșii, gogoșari sunt doar câteva dintre legumele cele mai căutate în acest sezon. Se cumpără cel mai mult în această perioadă? Roșia, vineta. Iese mai târziu la vineta. De mâncare. Cum vi se par prețurile? S-au scumpit față de luna trecută? Nu s-au scumpit, doamne, s-au mai ieftinit acum, că deja perioada a ieșit la ei. Ieftinit? Da. Cum merg vânzările? Nu prea bine, așa. Iau oamenii mai puțin, că n-au bani. Câte kilograme de... Am văzut caise, că se cumpără. Păi caise, cine are bani, cumpără cât de multe. Cine nu are, să uite la ele și trece și înghite în gol. Comercianții spun că mai lasă și din preț pentru a-și vinde marfa, iar clientul să plece acasă mulțumit. Așa că cine cumpără materie primă de acum, face economie. Dacă sunteți agricultor și ați solicitat subvenție prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, așteptați-vă la control. Inspectorii APIA Mureș verifică în aceste zile suprafețe agricole declarate de fermieri în cererile unice de plată pentru anul 2013. Acei solicitanți care vor refuza accesul reprezentanților APIA în control devin neeligibili. Inspectorii Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Mureș au pornit în control. Sarcina lor este de a verifica suprafețele agricole declarate de fermieri în cererile unice de plată pentru anul 2013. Concret, reprezentanții agenției urmăresc respectarea condițiilor pentru ca solicitanții subvențiilor să fie eligibili. Astfel, se are în vedere ca suprafața terenului să fie conformă cu declarația, dar și să se respecte toate condițiile impuse de legislația națională și cea europeană. În cazul în care solicitantul refuză sau restricționează accesul în exploatație a reprezentanților APIA pentru efectuarea controlului la fața locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafață devine neeligibilă. Direcția Silvică Mureș se află în conflict cu mai multe parohii greco-catolice și ortodoxe din județ. Conducerea direcției face demersuri pentru a recupera peste 100 de hectare de pădure din suprafețele retrocedate la 13 parohii în urmă cu 10 ani. Demersul nu se arată însă ușor și fiindcă nu mai sunt acte de analizat, Direcția Silvică a retras din instanță una dintre plângeri. Direcția Silvică Mureș vrea să recupereze peste 100 de hectare de pădure retrocedate la 13 parohii greco-catolice și ortodoxe în urmă cu 10 ani. Inițial, reprezentanții instituției au chemat în instanță Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra terenurilor Mureș, Comisia Locală de Fond Funciar Gurghiu, parohiile greco-catolice Gurghiu, Apalina, Iernuțeni, Reghin, precum și parohiile ortodoxe din Gurghiu, Glăjărie, Comori, din Târgu Mureș, Cașva și Păuloaia. În această săptămână, Direcția Silvică a retras dosarul de pe rolul judecătoriei Reghin în vederea reanalizării documentelor de către Comisia Județeană a Retrocedării. Purtătorul de cuvânt al instituției, Adrian Pârlea, a subliniat pentru ziariștii mureșeni că una dintre cele mai controversate situații se află la parohia greco-catolică Cașva, care trebuia să primească peste 200 de hectare de pădure, însă i-au fost retrocedate peste 300, iar pentru că legea spune că suprafața maximă ce-i putea fi atribuită era de 30 de hectare, această parohie a împărțit restul terenului altor parohii care au făcut cereri în acest sens. Oficialul a mai spus că plângerea formulată în instanță de către Direcția Silvică a fost retrasă pentru ca documentele existente să fie reanalizate de Comisia Județeană. Noul lot al divizionarei C, Avântul Reghin, a fost supus primului test. Jucătorii lui Andrei Enedi au cedat miercuri în fața formației condusă de Edi Iordănescu, FCM Târgu Mureș, cu scorul de 2-0. Deși au pierdut, tehnicianul reghinenilor este convins că a fost un test reușit pentru jucătorii lui înainte de startul campionatului. Partida s-a disputat la Târgu Mureș pe terenul Academiei de Sport. Înainte de a intra în detalii, trecem pe la redacția Meteo pentru a afla de la Loredana Bendreș câteva mănunte despre vreme.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vreme foarte frumoasă și însorită pe tot parcursul zilei. De asta am avut parte în județul Mureș. Maxima zilei a urcat până la valoarea de 29 de grade Celsius. Începutul de weekend ne aduce valori termice și mai ridicate, de până la 30 de grade Celsius. Dar despre toate acestea revin pe final de jurnal. Avântul Reghin a pierdut primul amical al verii în fața formației FCM Târgu Mureș cu scorul de 2-0. Tehnicianul reghinenilor, Andrei Enedi, se declară mulțumit de evoluția jucătorilor săi și este convins că a fost un test reușit înainte de startul campionatului. Asta după ce au întâlnit un adversar puternic, cu schimbări majore în lot și jucători cu experiență. Test reușit, sunt mulțumit în marea majoritate a jocului, în special primele 60 minute, prima repriză și încă 15 minute a doua repriză, sunt extrem de mulțumit de atitudinea de care au dat dovadă băieții mei și, în primul rând, din punct de vedere tactic, sunt mulțumit. A fost un meci reușit, noi suntem în perioada de cantonament, am venit să ne pregătim aici. Cum ți s-a părut echipa la care a evoluat în returul campionatului trecut? Sunt multe schimbări, din câte am văzut nu mai cunosc numai vreo 5-6 băieți, mulți dintre colegii au plecat. Băieții noi, nu știu, au intrat două echipe, una la pauză, s-a schimbat. A fost un meci bun pentru noi. De echipa adversă n-am ce să spun. Suntem mulțumiți, am făcut un joc bun, suntem în perioada de acumulări. Suntem și noi în cantonament, am avut antrenament de dimineață, suntem destul de obosiți. A fost un meci reușit, 60 de minute am ținut față, pot să spun, echipei de la Târgu Mureș. Noul antrenor al formației FCM Târgu Mureș, Edi Iordănescu, a apreciat evoluția jucătorilor de sub comanda sa, ținând cont de faptul că este la actuala echipă de doar 2 săptămâni, iar lotul este în continuă transformare. A fost util pentru că suntem încă în faza în care ne definitivăm lotul. Sunt jucători care au venit să-i vedem, vreau să cunosc eu pe toți, unii dintre ei îi știu, alții mai puțin și unii deloc. Din o echipă bună, foarte bine așezată, arțăgoasă, pentru că ne-au lovit câțiva jucători, ce le doresc să termine pe un loc bun și să-și îndeplinească obiectivul la an. A fost un meci bun, un meci de verificare, ne-a prins bine, ne bucurăm că am câștigat și sperăm ca de la joc la joc să ne îmbunătățim jocul și să jucăm cât mai bine. Golurile formației Târgu Mureșene au fost înscrise de Tiberiu Petriș în prima repriză și Patriche pe finalul jocului. Totodată, în minutul 53, portarul echipei Avântul Reghin Husar a reușit să apere lovitura de la 11 metri executată de Claudiu Bumba, penalti acordat în urma unui hands în careu. Husar a mai avut și alte intervenții importante de-a lungul jocului. Partida s-a disputat miercuri pe terenul Academiei de Sport din cadrul complexului Weekend. Avem, în sfârșit, cu adevărat zile însorite de vară. Ne pregătim chiar de un val de caniculă. Dacă pe unii ne îngrijorează această veste, pentru alții este știrea pe care o așteptau pentru a-și programa ieșiri în aer liber și scălat. Dar știm deja că un bronz sănătos nu se obține ușor. Dimpotrivă, soarele poate fi cel mai mare dușman al sănătății noastre dacă nu ne hidratăm suficient. Ce efecte negative pot avea razele ultraviolete asupra pielii, aflați din interviul următor realizat de Veturia Fechete. La adulți, expunerile permanente, în doze mici, frecvent la muncitorii de pe câmp, la persoanele din agricultură, pot să determine o modificare a pielii cu apariția unui cancer de piele de altă natură, cancere care nu sunt nici pe departe atât de periculoase ca și melanomul malign și care distrug doar pielea local și necesită excizie locală. Pentru ele este nevoie de doze mici de ultraviolete, constante, pe o perioadă foarte îndelungată de ani. La copii, diferența este arsurile, chiar dacă sunt doar o dată pe an, rare, arsurile intense ale pielii sunt periculoase pentru melanomul malign. De asemenea, în timpul verii, pielea suferă o deshidratare intensă. Și datorită transpirației excesive din cauza căldurii, dar și datorită acțiunii ultravioletelor la nivelul pielii, ca să nu mai punem la mijloc și arsurile pielii, care de asemenea alterează structura, toată structura pielii. În timp cumulat, pe o perioadă de 10-15 ani, arsurile periodice sau expunerea
chiar în lipsa arsurii. Expunerea excesivă la soare, persoanele care se bronzează foarte tare, au în fiecare piele, în fiecare vară o piele de culoarea ciocolatei, foarte plăcută de altfel, în jur de 15 ani apare o degradare bruscă a pielii datorită soarelui. Soarele degradează pielea în toată structura ei. Nu afectează doar stratul superficial, afectează toată structura pielii și din această cauză este foarte greu prin orice fel de metodă estetică de regenerat. Pentru că nu mai există o bază, o structură normală la nivelul pielii din care să regenerezi o piele de tip nou. Este indicat în timpul concediilor, în permanență, să avem seara o piele, o cremă care să calmeze pielea. O cremă pentru arsurile solare sau chiar o cremă hidratantă care să repare ceea ce se evaporă de la nivelul pielii pe parcursul zilei. Chiar în absența plajei, a expunerii la soare, în activitatea de zi cu zi, desfășurată pe parcursul verii, pielea se deshidratează mai tare, bineînțeles, pielea expusă la nivelul mâinilor, dosului mâinilor și la nivelul feței. Deshidratarea pielii de pe parcursul verii duce la apariția de riduri foarte fine, denumite riduri de deshidratare. Ele, persistând o perioadă lungă de timp, după un interval, apar riduri permanente, se transformă din riduri de deshidratare superficiale în riduri permanente. Din cauza aceasta, trebuie să hidratăm pielea intens pe parcursul verii, pe lângă o cremă strict adaptată tipului de ten. Se poate determina exact, există aparate care determină tipul de ten, măsoară cantitatea de apă din tipul de ten, cantitatea de sebum și atunci se poate indica o cremă exact adaptată tipului individual al fiecarei persoane. Pe lângă cremele hidratante, există tratamente hidratante, măști hidratante, inclusiv proceduri în care se folosesc diverse aparate. Estetica evoluează foarte rapid și lumea își dorește să rămână în permanență tânără și din cauza aceasta avem la îndemână o multitudine de aparate cu care putem să hidratăm pielea intens. Dintr-o cremă în piele intră în jur de 5% din ingredienți, oricât ar fi crema de performantă. Există creme simple, să nu le zicem ieftine, care au doar efect de emoliere și simțim senzația de piele moale și catifelată exact câteva ore pe parcursul aplicării. Există creme performante care aduc ingredienții lipsă, în special acidul hialuronic, care contribuie foarte mult la hidratare, dar pe lângă acidul hialuronic și vitamine, colagen. Dar oricât ar fi de performantă o cremă, doar 5% din toți acești ingredienți se absorb la nivelul pielii. Pe parcursul verii, în special, este recomandată dermoporația. Dermoporația presupune utilizarea unui aparat care introduce prin curenți electrici la nivelul pielii soluții în funcție de necesitățile fiecărui ten. Că avem nevoie de acid hialuronic, de vitamine, de colagen, de omega-3, de soluții de caviar sau absolut tot ce ne dorește sufletul și credem că am avea nevoie, cu ajutorul dermoporației putem să introducem în piele în jur de 90-95% din aceste soluții. Întreținând pielea în permanență, o să ajutăm ca ridurile de deshidratare și ridurile fine să nu devină riduri permanente. Și ca și în medicină, este foarte important să previi și cu mult mai greu să tratezi.
În ultimele 24 de ore, cel mai vizionat material de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost cel despre Banfi, ștrandul din Toplița care s-a redeschis. Materialul despre apa termală de la Sălard s-a clasat pe locul al doilea. Pe locul 3 în clasamentul vizionărilor este materialul despre profesorii care și-au aflat notele la definitivat. Materialul despre Roxana Suciu, reghineanca în vârstă de 18 ani, care dorește să fie Miss Litoral 2013, a fost cel mai vizionat în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, acumulând aproape 3.000 de vizualizări. Știrea despre apa termală de la Sălard s-a situat pe locul 2 cu peste 1.200 de accesări. Pe locul 3 cu aproape 900 de vizualizări se află știrea despre notele profesorilor la definitivat. Puteți vedea și dumneavoastră știrile, vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Dar Reghin TV și participați activ la emisiunile noastre. Astăzi, de la ora 19.30, sunteți invitați la o ediție specială alături de Laurian Stănchescu. De la ora 21.30, Emeș Ardelean vă invită la Fițe de Provincie, alături de Tabita Gliga, la o discuție despre modă. Mâine, de la ora 17, Simina Cota vă așteaptă la Cuvinte Sfinte, alături de Daniel Cota. Subiectul de discuție este icoana sau scriptura în imagini. Puteți participa activ la toate emisiunile prin telefonul care vă stă la dispoziție 0365 100116 ori prin mesaje pe pagina de Facebook Dar TV Reghin. Tradiție pentru reghineni te așteaptă cu o nouă sală de biliard. Acum la etaj, restaurant Crin. Produse culinare de excepție, servire ireproșabilă, totul într-o ambianță intimă. Nou, bufet suedez. La cerere se organizează mese festive. Adidas vă oferă acum o gamă variată de produse pentru adulți și copii. Acum, în incinta magazinului Adidas, găsiți o gamă bogată de bijuterii din aur și argint. Vino la noi, în cartierul Libertății, bloc 2. La început totul părea în ordine. M-au luat cu mașina și m-au dus într-un loc despre care nu știam nimic. Mi-au luat actele și telefonul și m-au sechestrat într-o baracă unde mâncam și dormeam ca un animal. Mânceam 12 ore pe zi și eram bătut și amenințat pe mine. După 8 luni m-am mâncat pe stradă fără acte și fără bat. Cum a fost posibil? Nu m-am informat. A munci este un drept. A exploata munca este o infracțiune. Împreună putem lupta împotriva traficului de persoane. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Florin Groza de la HiQ și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet susținută de Poliția Română.
În rubrica Jurnal Plus de astăzi, șeful Poliției Municipale Reghin, comisar șef Vasile Oltean, ne va vorbi despre bilanțul activității Poliției Reghin pentru prima jumătate a anului. Domnule comisar șef, bine ați venit! Bine v-am găsit, să rămâne și bună seara! Cum comentați, cum apreciați acest bilanț? Pozitiv sau negativ? Activitatea de evaluare sau bilanțul are menirea de a furniza principalele date, rezultate ale activităților desfășurate, iar conducătorul unei instituții, în urma concluziilor care le extrage din evaluare, urmează să-și direcționeze logistica, resursele umane și de tot felul de care dispune pentru a acționa în viitor. Nu pot să spun că interpretez ca fiind pozitiv sau negativ. Evaluarea activității sau bilanțul la 6 luni, semestrul 1-2013, reflectă exact ceea ce s-a petrecut pe raza municipiului Reghin și o parte din activitatea desfășurată pe comunele arondate. Există cifre care au crescut, există indicatori care prezintă scăderi. Importantă este explicația acestora, trendul stării infracționale care este pe raza de competență. În urma bilanțului, care sunt cele mai importante cifre? Ar trebui să ne raportăm, dacă nu pe o secțiune anume, haideți să mergem, probabil timpul este destul de scurt, să mergem pe învățământ. Este vacanță. Activitățile poliției în timpul anului școlar. Deci, pe 6 luni 2013, Poliția Municipiului Reghin, dacă luăm, prin formațiunea de ordine publică, prin lucrătorii specializați, dar nu numai, au desfășurat un complex de activități zilnice în toate instituțiile de învățământ care funcționează pe raza municipiului. Fiecare școală este arondată unui polițist în activitatea de supraveghere a instituțiilor de învățământ, în activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice, atât în incinta instituțiilor, cât și pe perimetrul din proximitatea acestora, siguranța pe traseele către școală sau de la școală către casă, deci această activitate a fost asigurată de Poliția Municipiului Reghin în colaborare cu jandarmeria, cu poliția locală. Au fost diferite activități punctuale care s-au desfășurat în școli. Au fost campanii publicitare de educație antiinfracțională a cadrelor didactice și a elevilor. Au fost activitățile desfășurate cu ocazia evaluărilor, cu ocazia bacalaureatului și altor activități de evaluare specifică acestor instituții de sfârșit de an. Sigur, nu pot să concretizez pentru că este, după cum am spus, o gamă largă de activități, dar concluzia care se trage este că pe raza municipiului Reghin, în instituțiile de învățământ, nu am avut probleme deosebite. Practic, problemele cu care ne-am confruntat au fost de mică amploare, de mică gravitate, să spun așa, sau cu un grad de pericol social redus. Suntem foarte mulțumiți de conlucrarea cu cadrele didactice, conlucrare care este materializată în protocoale de cooperare. Cred și sunt convins că și întreg corpul profesoral care activează pe raza municipiului Reghin este oarecum mulțumit de activitatea noastră, întrucât am primit numeroase scrisori de mulțumire punctuale pe diferiți polițiști sau pe diferite activități desfășurate sau la diferite unități școlare. Pe ce segment, pe ce latură cifrele totuși îngrijorează oarecum? Deci, dacă e să ne întoarcem la cifre, pot să fac precizarea că infracționalitatea sesizată în 6 luni, deci cu câte infracțiuni a fost sesizată Poliția Municipiului Reghin, infracționalitatea sesizată este în creștere. Comparativ cu 6 luni 2012, avem un plus de 64 de infracțiuni sesizate. Procentual este o creștere de 13,2%. Deci creștere de
13,2%, numeric 64 de infracțiuni, creștere de la 485 la 549 de infracțiuni. Această infracționalitate sesizată, dacă este să o structurăm pe genuri și pe capitole, aș putea să precizez că infracțiunile contra persoanei în aceste 6 luni au scăzut cu 12%. Uciderea din culpă, care se înscrie tot aici, am avut 4 astfel de infracțiuni față de 6. Față de 6 anul trecut. Uciderea din culpă, la care mă refer, la care se referă datele, reprezintă numărul de persoane decedate în accidentele rutiere. Chiar dacă acestea s-au petrecut pe raza rurală, sunt instrumentate tot de către poliția municipală. Deci la infracțiunile contra persoanei avem un minus de 12%. Și atunci ne întrebăm de unde este creșterea. Creșterea cea mai mare au suportat-o infracțiunile contra patrimoniului. Iar la infracțiunile contra patrimoniului, principala infracțiune cu care se confruntă poliția în general sunt infracțiunile de furt. 6 luni 2013 față de 6 luni 2012 am avut o creștere de 16%, un plus de 32 de infracțiuni. Este discutabil această infracțiune sau această creștere sau acest coeficient, întrucât pot să fac precizarea că puține au fost infracțiunile cu un prejudiciu mare însemnat. Cele mai multe infracțiuni de furt sunt infracțiunile de subzistență. Sunt infracțiuni care urmăresc dobândirea unor bunuri de folosință imediată, de hrănire, de supraviețuire. Este remarcabilă scăderea în cazul furturilor, scăderea genului de furturi din locuință. Avem o scădere de 8 fapte, de la 28 de infracțiuni petrecute pe 6 luni 2012, în acest semestru am înregistrat 20. Creșteri oarecum semnificative avem la furtul de componente exterioare de pe auto. Cu siguranță nu e un prejudiciu mare, dar cu siguranță provoacă un disconfort deosebit proprietarului unui autoturism lăsat în parcarea din fața blocului, din spatele blocului sau unde o fi, parcare în loc public, iar în ziua următoare fie că nu-și găsește capacele de la roți, fie că nu-și găsește emblema sau antena sau așa mai departe. Deci am avut o creștere de 7 astfel de fapte. De asemenea, furtul din societăți comerciale, ne-am întors, a cunoscut o creștere oarecum mai pronunțată, dar aici se înscriu furturile de pe raft. Ar fi cunoscute furturile din marketurile, supermarketurile sau cum se numesc unitățile de desfacere a produselor comerciale alimentare sau nealimentare, unde înregistrăm în mod frecvent furturi, deși prejudiciul cauzat se ridică la 3 lei, 5 lei, 10 lei, 12 lei, mai mult de 15 lei, nu cred că am avut prejudiciu pe astfel de fapte. Dar pe linie de circulație, atât în mediul rural cât și în mediul urban, care au fost evenimentele sau cifrele, că tot de cifre discutăm? Tot de cifre discutăm. Dacă ne referim la infracțiunile de natură rutieră constatate în 6 luni, acestea au crescut cu 100%. Deci au fost constatate 48 de infracțiuni de natură rutieră față de 24 în perioada similară anului anterior. Sunt infracțiuni căutate, sunt infracțiuni pentru care poliția rutieră și nu numai, în colaborare cu Poliția de Ordine Publică, depun eforturi pentru constatarea în flagrant a infracțiunilor de această natură, depun eforturi pentru scăderea acestora
pentru a nu mai prezenta un risc rutier pentru toți participanții la trafic care se înscriu în circulație în mod legal sau regulamentar. Riscul rutier este un obiectiv și pe viitor, iar dacă este să ne întoarcem iar la cifrele care reprezintă urmarea fără de legilor de această natură, sunt bucuros să spun că pe raza municipiului Reghin, în 6 luni, nu am avut niciun accident grav, nu am avut nicio persoană decedată, nu am avut niciun rănit grav. În schimb, am avut unele accidente rutiere pe care noi le categorisim ca fiind ușoare, urmate de accidentarea ușoară a unor participanți la trafic. Comparativ, am scăzut la accidente ușoare cu 3 accidente, deci în 6 luni am avut doar 4 accidente ușoare față de 7 și am scăzut la numărul accidentaților cu 4 victime, avem 5 victime față de 9. Este o situație oarecum bună, o apreciez ca fiind favorabilă în mediul urban. În schimb, problemele mari sunt în mediul rural, unde probabil că vom reveni cu alte ocazii. Da, și dacă tot spuneați că vom reveni cu alte ocazii, chiar să detaliem pe larg acest subiect, să intrăm în detaliu cu fapte și așa mai departe, să nu ne raportăm doar la cifre, vă fac invitația și vă aștept într-o următoare emisiune. Cu mare plăcere. Deocamdată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această seară. O seară bună în continuare. Doamnelor și domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți putea urmări în câteva momente jurnalul economic și cursul valutar, jurnalul de vreme și calendarul zilei. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. Sunt Simina Cota, la revedere! Încălțăminte din piele. O gamă bogată de modele pentru femei și bărbați. Prețuri de producător. Cadența. Nou în Reghin, magazin de prezentare Mini Pri pe strada Iernuțeni. Sunteți așteptați în magazinele Cadența din Târgu Mureș și Cluj-Napoca. Cadența. Nou. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ali Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Lex Ali Gym. Respect pentru tine! Guard Express. Pază și protecție prin personal specializat. Monitorizarea sistemelor electronice de securitate. Consultanță de specialitate și servicii de protecție personală. Pentru siguranța casei dumneavoastră. Guard Express. Pază, monitorizare, intervenție.
A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Găsit la Jurnal Economic. Printr-o ordonanță de urgență a Ministerului Justiției din 3 iulie, taxele judiciare fixe s-au majorat în medie de 4,5 ori și de 25 de ori la cererea de recuzare sau de strămutare. Conducerea Baroului de Avocați Mureș spune că în aceste condiții unii justițiabili vor ezita să mai apeleze la serviciile avocaționale. O veste bună, spun cei din domeniu, este eliminarea timbrului judiciar, ca accesoriu al taxei de timbru a cărui achiziționare presupunea un efort suplimentar din partea justițiabililor și a avocaților. Totodată s-au simplificat formalitățile premergătoare depunerii cererii de chemare în judecată și a fost redus numărul categoriilor de taxe fixe, de la 15 la 5. Aproape 80% dintre tinerii români vor să lucreze în străinătate, în special din cauza salariilor prea mici din țară, arată un studiu recent. Astfel, 51% dintre cei chestionați au un loc de muncă, dintre care 10% în străinătate. 73% dintre respondenți au un nivel mediu al așteptărilor salariale cuprinse între 1.000 și 2.000 de euro pentru munca prestată în afara țării. Conform studiului, 78% dintre tineri sunt determinați să plece peste hotare din mai multe motive, fie pentru a-și mări veniturile, fie pentru a face diverse achiziții de bunuri sau chiar pentru a investi într-o afacere. De asemenea, 22% dintre ei pun pe primul plan aspecte extrafinanciare, cum ar fi dezvoltarea personală și educația copilului. Românii care vor să muncească în străinătate se tem însă de discriminare, mai relevă studiul. Jurnalul Economic se încheie aici. Cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei 41 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei 36 de bani. Un franc elvețian a fost vândut la ghișeie cu 3 lei 59 de bani. O liră sterlină a fost la vânzare 5 lei și 15 bani, iar cu 1 leu 52 de bani s-au vândut 100 de forinți maghiari. De asemenea, astăzi la ghișeie s-a cumpărat un euro cu 4 lei 35 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei 27 de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei 50 de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei și 5 bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu 47 de bani. Potrivit BNR, gramul de aur a atins astăzi cotația de 140 de lei și 40 de bani. Bine v-am regăsit la rubrica Meteo. Valori termice foarte generoase, cer însorit, dar și câțiva nori. De asta am avut parte astăzi în tot județul Mureș. Vremea a fost numai bună de plajă. Am avut 28 de grade în Reghin, 29 de grade la Târgu Mureș, iar în Deda 25 de grade Celsius. Mâine meteorologii estimează valori termice și mai ridicate, așa că cei care vor să profite de soare, weekendul se anunță foarte frumos și cald. Mâine sunt prognozate 28 de grade la Reghin, 30 în Târgu Mureș, în timp ce în Deda vor fi 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații meteo ale zilei. Sunt Loredana Bendriș, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!
Bine v-am regăsit! Iacob Coman, născut în 1962 la Reghin, urmează școala generală numărul 5 din Reghin, paralel, urmând cursurile școlii de muzică și arte plastice din Reghin, clasa de vioară. Între anii 1977 și 1982, este elev al școlii militare de muzică din București, clasa de trompetă. Apoi urmează liceul pedagogic din Târgu Mureș și Universitatea Emanuel, specializarea teologie baptistă din Oradea. Între anii 1997 și 2005, este asistent universitar și lector universitar la Institutul Teologic Adventist din Cernica. Din anul 2005 până în prezent, este conferențiar universitar la Institutul Teologic Pentecostal din București. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru, jurnaldereghin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Dacă nu ți-ai ales echipa foto-video pentru evenimentul tău special, acum e momentul să faci alegerea. Cu cel mai avantajos pachet pentru nunți, doi cameramani, un fotograf, macara și multe alte accesorii care vor face din evenimentul tău un film artistic în format full high definition, totul la doar 2000 de lei. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0749-949-278, www.mpstudiofilms.com sau pe pagina de Facebook MP Studio Films.